Bună dimineața! Așa arată un om împlinit, așa arată un om fericit, un om care locuiește în metropola Cluj-Napoca, în orașul de 5 stele și care a aflat vestea. Ne apucăm de metrou. E gata, o cafeluță de data asta de la Sergiu, căruia îi mulțumesc frumos și să trecem la treabă. Beți și voi. Dacă aveți o tărie pe lângă, dacă aveți o bere, acum știți ce? E ora 10. De bere e prea devreme, de vodcă e prea târziu. Doamne ajută-ne! Cafele, cafele, frumoasele mele cafele, da, ne apucăm de metrou. Deja se intră la subteran. Când am citit ieri știrea, am explodat de bucurie. Vă dați seama, încep studiile geotehnice, adică se sapă aici o groapă, se sapă dincolo o groapă și până la urmă din astea ni se face metrou în Cluj-Napoca. Băi, deja vedem luminița de la capătul tunelului. O să fie atâtea stații. Vă dați seama, pornește din Gilău și merge, tot merge, trece de centru, trece de aeroport până ajunge în Apahida. Și când ajunge în Apahida, o să se cânte tare în box acolo la metrou. Pe aia de la semnal M. Mare bal în Apahida. Atențiune, atențiune, coborâre pe partea dreaptă. Nici nu știu câți ani va dura. Probabil că strănepoții mei o să prindă metrou, dar e de bine. E ceva moral, e ceva de psihic. Vă dați seama că după București și în Cluj-Napoca o să circule metrou. E ceva extraordinar. Mă și gândesc acum să-mi vând mașina. Îmi vând mașina, că deja descongestionăm totul. Până va porni metrou, într-adevăr, o să fie un pic mai greu, dar mă duc cu trotinetele din dotare. Că cineva apropiat n-a pățit mare lucru cu o trotinetă de asta electrică de închiriat, numai așa fractura glezna pe două locuri, deci se poate, e bine. Vă dați seama, să avem și noi metrou la Cluj, domnule, ce fericire, ardelenii, nici nu o să simțim când ajungem dintr-un capăt în altul al metropolei, că zona metropolitană ține din Gilău până aproape la Gherla, nu la X-Factor, la localitate, vai ce. Deci trebuie să-mi vând mașina, trebuie să-mi iau haine legere de metrou, trebuie să-mi iau cărți de citit în metrou, ziar de citit în metrou. Ce frumos o să stăm noi cu mâna pe bară, noi ardelenii, mândri, chemași, bă, avem metrou. Deci am foarte multe pe cap, am multe pe cap, da, mă scuzați, soacra mea de bucurie a aflat și ea vestea asta cu metrou. Bineînțeles că ea vrea să plece metrou din Cluj-Napoca și să țină până în Szeged, sau în Szeged, sau în Șeghenche, nu știu până unde. De bucurie a comandat de mâncare aseară, n-a mai gătit, ea a comandat de la aia care fac pui de la picant, știți, de la colonelul ăla cu cioc care zâmbește, ei, ci că bun de zlinci degetele, da, dar bun de-ți crapă curul, în fine. Și uitați-vă ce jucărie era, că n-am putut să nu vă arăt, că eu mânc rar, dar și când mânc, primesc, wow, copiii ce au primit, mă, o băscuță la jucării, că normal le-am luat și meniu mai nepicant pentru ei, o băscuță de asta. Până acum, când luai meniu de ăla, ce primeau copiii? Trifelii de măr, o jucărie, ceva de asamblat, un pahar. Și acum uitați-vă, de mici învățăm în câmpul muncii să-și țină copila și băscuța pe față, pe cap, pe așa, și să facă și ei pe vânzători. Deci de mici, cât mai de mici, fără muștar, să învățăm cu domeniul muncii. Imediat o să primească, nu știu ce, la meniu ăsta, da? O să primească la meniu ăsta chei de la magazine și o să meargă ei cât de mici să servească pe acolo. Vă dați seama ce marketing, mă, să înveți pe copii de mici cu purtatul acestei șepci care ce indică? Picant, câte porții aici sau la pachet? Hot wings, hot meal, hot meal, hot, 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 hot. Da. Mai râdem și noi ce să facem, că oricum domnul președinte Iohannis a spus că situația este dificilă. Vom traversa o perioadă dificilă, să mă tu, parcă nu știam. Iohannis, dar ce? Ori scăzut chiriile la alea 6 case și nu te mai descurci cu salariile? Că-ți plâng copiii de foame așa. Vom traversa o perioadă dificilă. Dacă, așa. E bună și de bavițică, știi? Șmecheri ăștia. Da. Ludovic Orban e în Franța, la Macron. Doamna Deliana, care mi-a dat cafeaua ieri, a zis că așa asta e cafea de la Macron, din Franța. Buy me a coffee. Știți voi, site-ul acolo, mulțumesc.
Asta e de la Sergiu. Sergiulică, bun băiat, cu cafea mai adăpat, măi, măi. Și Orban se vede că o trecut pe Martel, pe coniace, pe de-astea grele, că o dat o declarație în Franța, zice, în 10 ani în România o să fie 3000 de kilometri de autostrăzi și de drumuri expres. Să faci pe ele, bă, să ți le bați de mătărângă, Orbane, că noi o să avem metrou în Cluj-Napoca, nu ne interesează. Am zis că vin vremuri grele. Vin vremuri grele, în spitale nu mai sunt paturi. Cu toate astea, în Parlament sunt scaune. Parlamentul nu duce lipsă de scaune. Nu se gândesc ăștia, mă, numai să se voteze, să-și voteze prietenii ca să ajungă în Parlament și să aibă beneficii, beneciuciu după ei. Nu, serios, dacă mai aveți pălării, uite, asta e Nelu Tătaru vânzând mici. Nelu Tătaru, dacă nu iese, dar o să iasă deputat, Nelu Tătaru vânzând mici. Serios, dacă mai aveți băști, căciuli, chestii, fanii de astea, o să le port, o să le pun pe cap în filmări. E mișto. Numai că se vede chelia. Ai, ce chelie. Și apoi să vinzi la magazin de ăsta cu de tătie și să te bronzezi pe chelie. Cea mai nașpa meserie e bronzatul pe chelie. Da, sunt locuri în Parlament acolo, unde îi plătim din banii noștri. Dar domnul Bolojan, Ilie Bolojan, știți, fostul mare primar de Oradea, acum președinte de Consiliul Județean, tot la Oradea, ce-o zis? Jumate din angajații Consiliului Județean îs angajați pe degeaba. O să-i dau afară. Șapoba, cum ar zice Macron, pălăria jos. Bravo, nu? Vedeți că se poate. Dacă mai dai afară de pe aici, de pe acolo și mai bagi în sistemul sanitar, poate, 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 ne descurcăm. Vom traversa și această perioadă dificilă. Se vede că e perioadă dificilă, că domnul Marcel Ciolacu a mers la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov, Sfântul nostru, a mers la el la moaște. Ok, foarte bine. Dar cum s-a dus sau de ce s-a dus? La invitația. La invitația Patriarhului Daniel. Deci nu poți să mergi la moaște așa numai că simți tu nevoia spirituală. Trebuie să te invite. Știți cum se invită băieții vineri seara în oraș? Bă, mergem să bem un vin, mergem să vedem un meci. Tu unde mergi? Mergem la moaște, mă. Și nevasta nu mai zice nimic. Nu, ați fost la moaște. Vi a fumat, vi tămâiat. Ați fost la moaște. Am fost la moaște. Și? A fost bine. Deci la invitația Patriarhului Daniel Marcel Ciolacu s-a dus. Pentru ce să se roage ăsta la moaște? Care de tătie? Deși până la 37 de ani nu lucra nimic. Și el, în contrapartidă, o să-l invite pe domnul, pe Patriarhul Daniel, o să-l invite la o masă unde să stea 10 persoane și dacă iau o amendă să o plătească prea fericitul. Nu știu, nu mă bag. Vorba lui Neomu Fierta. Nu știu, nu mă bag, dar bag o gură de cafea. Sergiu, le mulțumesc frumos, buy me a coffee. Și vă pomenesc aici. Îmi luați o cafea de pe site, eu vă pomenesc, că mi-e drag de voi. Că sunteți oameni care judecați lucrurile, că altfel nu ați fi aici pe canal, a? De o minute a sunat clopoțelul și nu v-a speriat că nu-i ro alertul, că e alertă de bine, e telefon de bine, adică e filmare cu Nicu Bendea. Doamne ajută-mă! Uită-te că astăzi, pe 28 octombrie, unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei, domnul Bill Gates, împlinește o frumoasă vârstă, 65 de ani. Om deștept, dar și controversat. Controversat până dincolo. Controversa mai ales în ultima perioadă cu chestiile astea. Domnule, asta a început bine în viață, a început bine. Student eminent la Harvard. A făcut un an, doi, a zis că el nu are ce învăța și atunci ce a făcut? S-a dus la tată, a zis, bă, tată, nu-ți mai dau bani de țigări. Nu, 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 bă, tată, nu-ți mai dau bani de gagici. Bă, tată, nu-ți iau mașină. Bă, tată, ai tu garajul ăla nefolosit. Așa, și pe ăla vrei să-l vinzi? Nu, lasă-mă pe mine și pe Paul. Avea un prieten, Paul Allen, fie iertat. Când ne apucăm acolo să meșterim ceva, bă, 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 bă. Voi nu luați colecția Hustler și vă îi dați în cap la alt. Nu, o să facem o afacere. Și dintr-un garaj a pornit dita mai afacerea cu calculatoarele și cu oficiurile, cu Microsoft-ul. Da, dintr-un garaj, vedeți? De ce nu pot porni tinerii din România afaceri dintr-un garaj? Pentru că în garaj ținem Dacia din 74, murăturile, bicicleta, sania, hainele ce nu ne mai trebuie, hainele ce ne mai trebuie, bradul de Crăciun, sau pătătele ținem în garaj. De aia nu pot porni tinerii noștri o afacere în ziua de azi. A fost o afacere bună că m-ați urmărit și astăzi 10 minute. Vă salut, pot fi și clăpăun de la această bască. Vă salut și o zi bună. Mă bucur dacă v-am adus un pic de zâmbet pe buzele domniilor voastre.
Numai bine, miercuri, azi, mâine, joi, până vineri ne întâlnim și poate și sâmbătă. Buy me a coffee. Mulțumesc, Sergiu, Deliana, Daniel. Vă pup pe toți. Huh.